Vaccinul Moderna a ajuns deja în țară, dar nu și în județul Olt. Până acum au fost folosite doze Pfizer și nu au fost foarte multe reacții adverse. În funcție de repartizare însă, se va folosi și acest vaccin. Deocamdată n-a ajuns în județul Olt. Tot ce am aprovizionat noi pentru centrele de vaccinare care sunt în funcțiune a fost vaccinul Pfizer. În funcție de alocarea de la Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea, vom utiliza și noi acest vaccin în centrele de vaccinare. Cea de-a doua etapă de vaccinare va debuta la data de 15 ianuarie. În prima fază vor fi vaccinate persoanele beneficiare ale centrelor rezidențiale. Vaccinarea va fi efectuată de către două echipe mobile. După cum ați văzut declarația domnului colonel dr. Valeriu Gheorghiță, etapa a doua de vaccinare va începe începând cu data de 15 ianuarie. Vor fi vaccinați în primă fază a acestei etape persoanele beneficiare din centrele rezidențiale. Acum lucrăm la o planificare în acest sens. Această vaccinare va fi efectuată de către echipe mobile. Avem două echipe mobile, una în Slatina, una în Caracal, care se va deplasa la fiecare centru în parte și va efectua vaccinarea celor care și-au dat acordul. La nivelul județului Olt, de la prima administrare în data de 4 ianuarie până ieri, s-a efectuat un număr total de 2400 de vaccinări. În ceea ce privește numărul total de reacții adverse de la începutul campaniei de vaccinare, potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Olt, au fost 6 comune și minore.